fii antenă. Nu râde. Doamnelor și domnilor, este Andu. Andu este foarte priceput la logică. E atât de priceput la logică încât el ne poate răspunde la niște întrebări care să ne ajute pe noi să avem o existență mai sănătoasă. Apropo, e dezastru în birou, în sertarul în stânga. Nu mai contează asta. Ești pregătit să răspunzi la întrebări de logică? Le-am găsit pe internet. Chestiile de mai devreme. Nu, e pe internet. Uite, spun o întrebare simplă. Unde este duminica înaintea sâmbetei? În dicționar, boss. Uite, una mai grea. Matematică, că ție-ți place matematică. Dacă 5 mașini fac 5 nasturi în 5 minute, în cât timp ar face 100 de mașini 100 de nasturi? Fac 5 nasturi în 5 minute. Și care era întrebarea? Mai contează. Cică, hai că uite că am găsit alta. Uite, asta e pentru tine, că tu ești mare sportiv, mare, fii antenă, cică. Dacă ești într-un concurs de alergat și îl depășești pe concurentul al doilea, pe ce loc te vei clasa la final? Pe doi. Incredibil! Aplauze, vă rogăm! Ce roată nu se învârtește în timpul cotirii la dreapta? Excelent! Roata de rezervă. Uite, asta o să-ți placă foarte tare, te rog eu să nu înjuri. Ce se umezește în timp ce se usucă? Aia! Prosopul. Mai vrei una? Cică este, care este singura întrebare la care se răspunde cu nu, pentru că ar fi imposibil să se răspundă cu da? Nu. Hai mă, că uite, că stai că caut una logică mai ușoară pentru tine. Mamă, ce aici? Ce întrebări cretine? Cine a făcut site-ul ăsta? Nu noi. Fii antenă. Cea mai simplă întrebare pentru tine și cu asta încheiem, că deja o să aibă video-ul ăsta foarte multe minute înainte de editare. Ce fățău ai așa, fii antenă, rotund. Ce se află între soare și pământ? Aer. Cum aer, mă? Mai bag o fisă. Nu știi? Nu știi. Andrei. El e Andrei. Andrei. Da, bună. Andrei. Ce se află între soare și pământ? Și. Și, mă! Și! Și! Felicitări, Andrei, doamnelor și domnilor. El este Andu. Nu dați banii pe prostii, nu râde.